Liga Românească a strălucit la Moscova în cadrul unui eveniment dedicat Zilei Universale a ei. Manifestarea e o premieră a diasporei românești din Federația Rusă și a fost organizată de misiunile diplomatice ale României și Republicii Moldova. Oaspeții care au venit la sărbătoarea dedicată ei românești au fost întâmpinați cu pâine și sare. Îmbrăcați în straie populare, invitații au declarat că sunt mândri să poarte ei românească și să o promoveze în toată lumea, inclusiv la Moscova. Un cetățean al Moldovei, al României, care este departe de țară, costumul popular, portul popular, ea, reprezintă o bucățică a neamului, o bucățică din sufletul fiecărui om, deoarece ea reprezintă starea omului. Aici se reprezint poporul meu, se reprezint tradițiile noastre moldovenești și alături de tradițiile românești. Este ceva important pentru că reprezintă iubirea către patrie, stima către patrie, către istoria noastră. Participanții la evenimentul care anticipează Ziua Universală a ei au avut parte de un program artistic, dar și de o expoziție a meșterilor populari. Eu cred că pentru orice bărbat român, a purta ei înseamnă a te simți acasă, a fi în preajma oamenilor dragi, oriunde te-ai afla. Eu cred că ei este un simbol național foarte deosebit. Astăzi chiar într-adevăr port ei cu mândrie și doar la sărbători deosebite. Festivitatea dedicată Zilei Universale a ei a fost organizată în premieră la Moscova de către ambasadele României și Republicii Moldova în Federația Rusă.